Pact pentru minte, inimă și examenele vieții Într-o lume de aiuri, redăm vocea oamenilor. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu Cartea întâia Capitolul 1 La piatra craiului în munte Căci în asemenea împrejurări, consiliile de război sunt, ca și regulamentele, necruțătoare și dau pedepse absolut disproporționate, 20 de ani de muncă silnică pentru o palmă dată superiorului de pildă. Dar, în același timp, mă simțeam evadat din mine însumi, căzut ca pe un povârniș prăpăstios. Corabule, Ascultă-mă ce-ți spun. Asta e părerea mea cel puțin. Cum? Admis dumneata ca să... Că așa vine, nu-i așa? Și aici întoarse capul ca să găsească măcar o aprobare inițială. Dar nu mi-a întâlnit decât privirea tăioasă, în sfârșit, nu-i așa, ca să-și lase copiii și casa să spună alivoar stimabile și tu să nu-i rup picioarele? Ba, să faci și pe delicatul? Noroc și să fie de-a bună cu coana. Domnule capitan, căci corabu. Nu numai că era cu mult mai nou, dar era acum și subaltern. Eu vă întreb încă o dată. Admiteți dumneavoastră dragoste cu Sila? Dacă o femeie zice, nu-mi mai placi să ne despărțim, poți dumneata să-i spui, nu, ești condamnată pe toată viața, n-ai drept să divorțezi, da? Ei bine, dacă e vorba de o despărțire în regulă, atunci e altceva, firește. Eu nu vorbesc de divorț, eu zic de femeia care și înșală bărbatul. Am intervenit nervos și aproape șuierat, atât de viu și ca mimică, încât toți s-au întors spre mine. Nu, nici atunci! Și am reluat mai scăzut, demascându-mi premeditarea, acum când toți mă priveau uimiți. Discuția dumneavoastră e copilăroasă și primară. Nu cunoașteți nimic din psihologia dragostei. Folosiți un material nediferențiat. Dacă aș fi spus asta ca opinie obiectivă, Oamenii ar fi acceptat-o, poate, dar, era în tonul meu, în ostentația neologismelor, o nuanță de jignire și dispreț, încât toți m-au privit mirați, nedeprinși cu atitudini atât de puțin militărești, iar capitanul Corabu, întărătat, dar stăpânindu-se, s-a întors spre mine cu un fel de mică solemnitate acră de magistrat. Cum, domnule, dacă o femeie zice nu mai vreau Dumneata zici, ba da, să vrei? Hei? Dacă e vorba de o simplă împreunare, da, are drept să zică, nu mai vreau. Dar iubirea e altceva. Iar dacă nu știți ce e, puteți cu noțiunile dumneavoastră cumpărate și vândute cu toptanul, așa am auzit, așa vând, să dezbateți toată viața, că tot nu ajungeți la nimic. Și privindu-i disprețuitor, discutați mai bine ceea ce vă pricepeți. Au tresărit toți și apoi au rămas încremeniți de nedumerire, ca și când, din tavan, s-ar fi desprins și ar fi căzut în mijlocul mesei, peste farfurii și pahare, o cobra încolăcită și împăiată. Izbucnirea mea era ne locul ei, vulgară, fără temei, între oamenii aceștia care vorbeau obișnuit după masă, dar musteala otrăvitoare din mine trebuia să răzbească. M-am sculat brusc, și am ieșit bățos ca dintr-o plină ședință, mereu în uimirea tuturor. M-a ajuns în prag, ca un cuțit în inimă, șuierătoare și groaznică, vocea capitanului Corabu. Sublocotenent Gheorghidiu! Și, în aceeași clipă, am auzit un rostogolit de tacâmuri, căderea unui scaun și am înțeles că turbat capitanul Corabu sărise în mijlocul odăi. Am încremenit o clipă cu spatele la ei și am gândit: Sunt pierdut. Liniștit și simplu, cum poate fi un medic care ar constata că are cancer. Știam că mai lovise un ofițer. Am întors dintr-o dată cu tot corpul și am făcut un pas înspre mijlocul odăi. Capitanul Corabu, care înfipt în picioare și mult mai voinic decât mine, mă aștepta, a înlemnit cu mâna ridicată când a văzut pumnul meu crispat, gata să lovească. Mă simțeam alb, cu tot sufletul în așteptare și liniștit ca un cadavru. Era de altfel un fior în întreaga încăpere care a făcut să nu mai respire nimeni. Capitanul mi-a întâlnit privirea și a rămas ca o linie. Cred că mi-a văzut în ochi priveliști de moarte ca peisajele lunare. Au înțeles toți că sunt hotărât să răspund și apoi să mă omor. Niciodată n-am fost lovit ca bărbat și cred că n-aș putea îndura asta. De altfel, mai ajunsesem de două ori poate în viața mea până în acest prag. Ba, copil chiar, era să fiu sfâșiat de un buldog care se năpustise asupra mea, dar i-am întâlnit într-o fulgerare privirea și a încremenit pe loc, ca și mine. Alb atunci, ca și azi, probabil. Niciodată simt că n-aș putea face asta cu voință ca un exercițiu. Cred mai curând că această privire e ca o punte supremă de la suflet la suflet, de la element la element. Am ieșit palid, mereu, în tăcerea obosită și întinsă. În sălița mică, aproape să mă lovesc de ordonanțele care scoteau tacâmurile. Domnule sublocătenent, la noapte compania noastră dă trei posturi. Era plutonierul Raicu, care aștepta să terminăm masa. Lasă-mă în pace și am ieșit în luminișul de iarbă și lună. E în mine acum o deznădejde mistuitoare care numai la gândul că trebuie să mă duc acasă îmi îngroașă vinele gâtului. Simt nevoia să alerg, să umblu pe poteci, nu știu ce să fac și mă ispitește ca o șoaptă seacă gândul să plec totuși la câmpul lung, acolo unde se aleg firele norocului meu. Un îndemn de prudență îmi spune însă că aș zădărnici poate totul printr-o greșeală de impulsiv, Oprișan mă ajunge din urmă, îngrijorat, și mă întreabă de aproape: Ghirghidiul le ascultă, ce e cu tine? Îmi ia brațul, dar caut să ocolesc răspunsul. Nimic. Ascultă-mă. Ce a fost ieșirea de adineauri? Nu mint deloc firește când, abia reținându-mă, continu și acum, o fierbere nejustificată de temperatura locului și a momentului, și deci retorică pentru spectator sau pentru cel ce nu se recunoaște în întâmplare m-a scos din sărite atâta sărăcie de spirit într-o discuție, cu primare, grosolane, cu înțelesuri nediferențiate. Ce știu ei despre dragoste, de vorbesc interminabil, platitudini, poncife din cărți și formule curente, dogme banale care circulă și care țin loc de cugetare. Dar și rămâne în gol căci simte, acum abia, că lămuririle sunt din altă clasă decât i se păruse Izbucnirea insolentă de Adineauri. Și totuși, el nu bănuiește nici acum, nu poate da la o parte perdeaua care îmi acoperă sufletul, ca să știe ce răni sunt acolo, cât de mult această izbucnire a mea e un istovitor și amar prodomo. nu las să mă întrerupă măcar. Cei o iubire ca să o faci regulă casnică? A se șterge pe picioare la ușă? A nu-și înșela bărbatul? Așa cum vrea Dimiu, cine ar putea respecta asemenea regulament de serviciu interior al conjugalității? Dar infinit mai superficială încă e formula lui Corabu. Cum se poate despărți așa de ușor doi amanți, un bandaj aplicat prea multe zile pe o rană și îi se lipește de ea de nu-l poți desface decât cu suferințe de neîndurat, dar două suflete care s-au împletit, au crescut apoi la oaltă. Dacă admiți că o căsnicie e o asociație pentru bunul trai în viață, e rușinos, firește, să protestezi atunci când e dizolvată. Dar cum să primești formula de metafizică vulgară că iubirea sufletească e o conjugare de entități abstracte care, când se desfac, se regăsesc în aceeași formă și cantitate ca înainte de contopire. 2 litri de apă și sare puși la distilat dau un litru și jumătate de apă și o jumătate de litru de sare. Amesteci iar și iar ai doi litri de apă și sare? A crede că iubirea sufletelor e o astfel de combinare simplistă înseamnă firește a discuta ca toată lumea prostește. O femeie își dă sufletul și pe urmă și îl rea intact. Și de ce nu? Are drept să ia înapoi exact cât a dat. Fără să vreau, Înfierbântat încă de propria mea izbucnire, de tot ce mognisem în suflet, strâng furios brațul lui Orișan, care la început a încercat nedumerit să mă întrerupă și care acum, înțelegând ca la lumina unei torțe că e vorba de sentimente refulate, sugrumate în de lungă vreme, tace ascultându-mă pe poteca luminată de lună, sub cerul înalt, aici, între culmi de munți. O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie. Trebuie timp și trebuie complicitate pentru formarea ei. De cele mai multe ori, te obișnuiești greu la început să-ți placă femeia fără care mai târziu nu mai poți trăi. Iubești întâi din milă, din îndatorire, din duioșie, iubești pentru că știi că asta o face fericită îți repeți că nu e loial să o jignești, să înșeli atâta încredere. Pe urmă, te obișnuiești cu surâsul și vocea ei, așa cum te obișnuiești cu un peisaj și, treptat, îți trebuiește prezența ei zilnică. Înnăbuși în tine mugurii oricăror altor prietenii și iubiri. Toate planurile de viitor ți le faci în funcție de nevoile și preferințele ei. Vrei succese? ca să ai surâsul ei. Psihologia arată că au o tendință de stabilizare stările sufletești repetate și că, menținute cu voință, duc la o adevărată nevroză. Orice iubire e ca un monoideism, voluntar la început, patologic pe urmă. Îți construiești casa pentru o femeie, cumperi mobila pe care a ales-o ea, îți fixezi deprinderile cum le-a dorit ea. Toate planurile tale de viitor până la moarte sunt făcute pentru doi inși. A plecat de acasă și ești necontenit îngrijorat să nu îi se întâmple ceva. Te străpunge ca un stilet orice aluzie despre ea și ești nebun de fericire când, după greutăți materiale și umilințe uneori, ai izbutit să-i faci o surpriză care să o uimească de plăcere. Ei bine, într-o zi, vine femeia aceasta și îți spune că toate astea trebuie să înceteze până mâine la ora 11.35 când pleacă la gară. Shylock n-a avut curajul să taie din spatele unui om viu exact livra de carne la care avea dreptul, căci știa că asta nu se poate. Totuși, femeia crede că din această simbioză sentimentală, care e iubirea, Poate să-și ia înapoi numai partea pe care a adus-o ea, fără să facă rău restului. Niciun doctor nu are curajul să despartă corpurile celor născuți uniți, căci le-ar ucide pe amândouă. Când e cu adevărat vorba de o iubire mare, dacă unul dintre amanți încearcă imposibilul, rezultatul e același. Celălalt, bărbat sau femeie, se sinucide, dar, întâi, poate ucide. De altminteri, așa e și frumos. Trebuie să se știe că și iubirea are riscurile ei, că acei care se iubesc au drept de viață și de moarte, unul asupra celuilalt. Orișan nu vede că-mi sunt ochii plini de lacrimi în întuneric, dar, fără îndoială, simte asta din deznădejdea înmuiată a vocii mele. Tace alături de mine, îndelung, din delicatețe. Abia târziu mă întreabă cu sfiiciune. Suferi, Gheorghidiule? Nu răspund nimic, căci aș izbucni în hohote nervoase. Mușchii feței îmi sunt contractați. Mă duce apoi până acasă. În prag nu mă mai pot stăpâni. Dacă mâine seară nu-mi dă drumul pentru două zile, dezertez. Pleacă, fără să spună o vorbă, dar ghicesc în strângerea de mână o nedumerire, o prietenie descurajată parcă. E tot filozofie. Îmi dădea o impresie de echivoc. Mă simțeam în mâna celor doi oameni care luau necontenit aere grave și atitudini importante ca în mâna unui medic care îți aplică aparate și face încercări cu tine fără să spuie exact ce vrea pretinzându-ți destul de nejustificat absolută încredere. De altfel, mi-era greu să merg imediat în spatele cuiva, cu obligația să calc exact în urmele lui. Mai ales că în timpul acesta, munca mea la universitate mă pasiona și fără îndoială, că a fost cea mai rodnică din viața mea. Chiar în a doua jumătate a lui april, am avut o lucrare de seminar care a fost o adevărată lecție despre critica rațiunii practice. Profesorul, foarte serios și foarte pretențios, obișnuia să lase pe catedră pe studentul care expunea lucrarea, iar el trecea în rândul auditorilor în prima bancă. Noutatea era acum că, spre deosebire de toți colegii mei care își citeau lucrările, eu vorbeam timp de o oră despre tema dată, fără altceva dinainte decât o pagină cu note negreșit. Critica rațiunii practice, excesiv dogmatică, prezintă mult mai puține greutăți decât aceea a rațiunii pure, chiar în textul kantian, ba încă, ținând seama mai mult de sală decât de profesor, căutasem să ocoles cât mai mult dificultățile metafizice. Nevastă mea a fost până seara gravă și tăcută. Faptul că fusesem tratat de profesor cu atâta deferență măsurată, că timp de o oră fusesem pe catedră obiectul privirilor unei săli pline, în care erau și câteva studente frumoase, necunoscute nouă de la altă facultate probabil, sfiala admirativă cu care eram felicitat de colegi și de roiul de fete care mă înconjurase la sfârșitul orei lângă catedră, o intimidaseră. S-a rezemat de brațul meu, Caldă și îngândurată. Aveam de făcut cumpărături și simțeam nevoia să schimb oboseala în joc și destindere.